Cineva doarme în patul tău. Al mene. No! No! Nu? Al lui. Al meu? În patul meu? Du-te și vezi cine e. Cine? Eu? Dar ce doarme în patul meu? Du-te odată. Au! Au! Ce? Cineva. Doarme în patul lui. Nu fugiți! Nu. Să ne înarmăm! Așa cu scaunul, cu da, hai, să pornim la lupta. Trei și... Ce frumoasă e cineva asta! Oh! Și ce păr negru are! Și ce buze roșii! Da. Ce piele albă ca zăpada! Da. E frumoasă! Faceți liniște și lăsați-o să doarmă! Da! Pune asta la loc aici! Faceți liniște și lăsați-o să doarmă! Da! Puneți asta aici în ordine. Lasă-le, ai grijă acolo când e cartea aici. Pune-mă de acolo. Bună seara. Voi sunteți stăpânii casei? Noi suntem. Da, noi. Vă rog frumos să mă iertați că am intrat în căsuța voastră așa nepoftită, dar mi se rupeau picioarele de oboseală și... Cum te cheamă, Petițo? Hă? Mă cheamă Albă ca zăpada. Ce nume fru. Frumos. Așa, da. Albă ca zăpada? Și cum se face că ai ajuns tocmai pe meleagurile noastre? Este o poveste lungă. Păi, noi n-avem nicio treabă, povestește. Da? Da. N-o să vă plictisiți? Nu. Uite, dacă vrei, poți să stai aici. De ce nu aici? Mai bine aici. Sau poate aici. I-am dat eu aia acum. Mulțumesc. Asta e scaunul meu, nu-l dau. Nu ți l-a cerut nimeni. N-am spus eu nimic. Potoliți-vă. Cel mai înțelept ar fi să stai aici. Te rog. Potolește-te. Bea, te rog. De ce ai spus tu? Mulțumesc. Așa. Eu m-am născut într-un palat. Sunt fată de împărat. O prințesă? Plecăciune respectoasă! Termină! Plectoasă, dar lasă să spun și eu. Vă mulțumesc! Cu plăcere! Acum vă rog să stați pe locurile voastre. Da! Așezați-vă! Da! Vă rog să luați loc! Da! Potolește-te! Ești prima prințesă pe care noi o vedem, nu este așa? Da. Ești o prințesă adevărată, nu?